Biserica Evanghelică din România ia atitudine tranșantă în privința referendumului pentru familie și susține că scopul acestui scrutin este de fapt de a distrage atenția de la corupția din țară. Reprezentanții bisericii susțin că societatea este deja puternic polarizată de referendumul programat pentru 6 și 7 octombrie, iar tema devine din ce în ce mai politizată. Căsătoria nu este contestată și nu trebuie apărată, nici chiar referendumul nu va aduce vreo modificare substanțială. Căsătoria este și rămâne ancorată în codul civil. Majoritatea parlamentară și guvernul atrag atenția asupra unei teme de formă. Scopul este de a distrage atenția de la propria corupție, violarea justiției, a nepotismului, ostilității față de Uniunea Europeană și democrație. Un referendum care este inițiat de o putere dictatorială și distructivă și care încalcă valorile democratice și de demnitate umană cele mai elementare nu poate fi susținut, transmite Biserica Evanghelică din România. În schimb, Consiliul Consultativ al Cultelor din România, într-un idier la Palatul Patriarhiei, a anunțat că susține referendumul pentru definirea căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie. Consiliul Consultativ al Cultelor din România îndeamnă pe toți cetățenii români să participe la acest referendum decizional și să spună da familiei binecuvântate de Dumnezeu, prin care se asigură viitorul României, transmite Consiliul printr-un comunicat de presă.